Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri! Activități de control, de verificare, de avizare și autorizare, de asistență tehnică de specialitate, exerciții de alarmare pentru situații de protecție civilă, informare preventivă, participare la intervenții și cercetarea cauzelor dezastrelor, supravegherea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. Acestea sunt doar câteva dintre acțiunile desfășurate anul trecut de Serviciul Protecție, Pregătire și Educație Preventivă a Populației din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dunărea-Brăila. Un punct deosebit de important pe lista de obiective a fost reprezentat de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență. Activitate fructuoasă pe mai multe direcții pentru angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dunărea-Brăila. Dacă este să ne uităm la rezumatul activităților desfășurate anul trecut și care au fost prezentate ieri la sediul Inspectoratului cu ocazia aniversării a 79 de ani de la înființarea protecției civile în România. Activitățile de control la 353 de acțiuni preventive, inclusiv la hipermarket cu din alte monumente istorice, precum și la operatori de tip Seveso. De asemenea, s-au verificat 169 de controle și la 61 de adăposturi și spații de adăpostire. De asemenea, au fost avizate și s-au fost supuse autorizării 15 planuri de evacuare în situații de urgență la operatori economici, instituții și localități. S-a acordat asistență tehnică de specialitate la 11 acțiuni, în cadrul celor 11 acțiuni care au vizat pregătirea personalului în domeniul situațiilor de urgență, precum și evacuarea bunurilor și materialelor. Normal că s-au aplicat și sancțiuni contravenționale, care au constat în 203 avertismente și 33 de amenzi contravenționale, în cuantum de 10.000 de RON. Au fost planificate și executate 93 de exerciții de alarmare, în care 22 alarmare publică, 66 evacuare în situații de urgență. În informarea preventivă, care v-am mulțumit că am desfășurat-o împreună, de asemenea, s-au desfășurat și cursuri de pregătire în domeniul și atestării inspectorilor de protecție civilă, astfel s-au desfășurat 3 asemenea cursuri, precum și specialiști din componenta preventivă a serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Serviciile voluntare pentru situații de urgență au intervenit în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2011 la 137 de evenimente, astfel 71 de incendii, 65 de arderi necontrolate, 2 intervenții la înzăpeziri și deblocări de auto și salvări de animale. De asemenea, am participat cu specialiști din cadrul serviciului cu echipa CBRN la 6 acțiuni privind identificarea și monitorizarea pericolilor, 40 de acțiuni de identificare a transportului și depozitarea municiilor rămase neexplodate și 5 lucrări de distrugere în cordonul Muchea, la care ați participat și dumneavoastră. La nivelul județului Brăila sunt constituite un număr de 43 de servicii voluntare pentru situații de urgență, din care 40 la nivel de comune și 3 la nivel de orașe. Din totalul acestora, un număr de 16 au primit avizul privind sectorul de competență în cursul anului 2011, care se adaugă celor 21 avizate în cursul anului 2010. La nivelul județului, în dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, se regăsesc 7 motopompe pentru stins incendii și 32 de motopompe pentru evacuarea apei, față de 25 în anul 2010. În cadrul celor 43 de servicii voluntare pentru situații de urgență, își desfășoară activitatea un număr total de 2017 persoane, din care 55 de angajați și 1962 de voluntari. Activitatea de pregătire în domeniul situațiilor de urgență a vizat, s-au concretizat în acțiuni de pregătire de 286 de participanți la Centrul Zonal de la Bacău și Centrul Național de la Ciolbani. S-a menținut în continuare campania pentru o casă sigură, o viață în plus, în cele 40 de unități de învățământ, la care au participat 5630 de elevi și 220 de cadre didactice. Sub egida
2011, anul european al voluntariatului, au fost inițiate acțiuni comune cu serviciile voluntare din comunele Ulmu, Unirea, Sucești, Măxineni, Lacuța, Zăboaia, Ciocele, Cireșu, Surdila, Ves, Scorțaru, Dudești, Berdești, privind promovarea și evidențierea voluntariatului în cadrul comunității. Serviciile voluntare pentru situații de urgență au intervenit anul trecut la 137 de evenimente, 71 de incendii, 65 de arderi necontrolate, două intervenții la înzăperziri și deblocări auto și o salvare de animale. La nivelul județului Brăila sunt constituite 10 servicii private pentru situații de urgență. Numărul total de personal este de 372, din care 88 sunt angajați, iar 284 sunt voluntari. Chiar dacă în acest moment la Brăila există un pod de gheață pe Dunăre și autoritățile sunt în alertă, nu ne confruntăm cu probleme deosebite. Zilele acestea, gheața va fi spartă cu ajutorul unei nave care va ajunge și la Brăila. Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dunărea Brăila, Florin Silvi, susține că nu poate fi vorba în acest moment de detonări pe Dunăre, pentru că gheața este foarte groasă și acțiunile ar fi soldate eșecului. Procesul de topire este lent și acest lucru este foarte bun, a declarat Florin Silvi. Apele înghețate ale Dunării nu pun probleme deosebite în acest moment și nu se poate vorbi de inundații. Asta pentru că topirea se face lent. În acest moment se poate trece cu bacul peste Dunăre. Avem pe Dunăre pod de gheață la intrare în județ la kilometrul 235 și până la intrare în municipiul Brăila la kilometrul 175. Deci, la trecerile BAC, nu există poduri de gheață, se poate circula și la Stânca și la Smârdan. Tendința Dunării este în creștere, ceea ce știm la vecinii noștri din Amonte la Călăraș, dânșii au acolo poduri de gheață care probabil în cursul de o săptămână vor fi degajate sloiurile ca să poată să-și dea drumul Dunărea să curgă spre mare. Normal se începe de la Sulina, deci din Aval către Amonte, că și normal. Deci și la Tulcea era Perseu acolo când am fost eu acum 2 zile și a degajat Dunărea, se putea trece într-o parte în alta fluviului și urmează să urce până ajung la și la Brăila și mai sus până Amonte, până la Călăraș și dincolo de Călăraș la intrarea Dunării în țara noastră. Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dunărea Brăila a declarat ieri în cadrul unei conferințe de presă că zilele acestea se fac evaluări în teren, în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru a se ști cu precizie situația caselor afectate de căderile masive de zăpadă, iar că până la finalul acestei săptămâni se va face raportarea oficială. Vă solicit în mod public demisia de onoare. Asta a cerut în această dimineață în cadrul Consiliului Local Municipal Sergiu Diacomatu, președintele unui ONG din Brăila, primarului Aurel Simionescu. Inițiatorul petiției Spuneți Stop jafului din administrația locală a venit cu peste 22.000 de semnături strânse de la brăileni și a cerut înregistrarea lor, dar și oprirea astfel a împrumutului pe care edilul șef dorește să-l solicite pentru finanțarea proiectelor europene aflate în implementare. Primarul i-a cerut lui Sergiu Diacomatu să meargă la registratură pentru a depune dosarele și a declarat că se va ține cont și de voința celor care au semnat, atunci când subiectul va fi din nou pe masa consilierilor municipali. Situație incertă în cadrul Consiliului Local Municipal din această dimineață. Atunci când trebuiau să înceapă ședința propriu-zisă, consilierii și prezidiul au avut parte de o surpriză. Sergiu Diacomatu, președintele unui ONG, a prezentat primarului Aurel Simionescu câteva dosare cu semnături ale brăilenilor care nu sunt de acord cu împrumutul pe care municipalitatea intenționează să-l solicite pentru buna desfășurare a proiectelor europene aflate în implementare, solicitându-i edilului șef demisia de onoare, asta și ca urmare a raportului Curții de Conturi, care a scos primăria țapii spășitor pentru unele cheltuieli făcute pe parcursul anului 2011. Sunt 22.842 mai multe decât dumneavoastră ați obținut acest mandat. Vă sfătuim să aveți grijă de aceste semnături. Sunt părerea proiectului. Totodată, având în vedere prevederile raportului Curții de Conturi, care ne arată un întreg dezmăț în banul public, vă solicit în mod public demisia de onoare.
Primarul a solicitat înregistrarea acestor semnături așa cum prevede legea, explicându-i șefului ONG-ului Brăilean că s-a luat act de aceste semnături în cadrul Consiliului Local Municipal. Am înțeles, dar un reprezentant... Un reprezentant al dumneavoastră, domnul Diacuma, un reprezentant al dumneavoastră, n-are importanță cine, am rugămintea să facă procedura oficială de înregistrare, da? Am luat acte, ele sunt aici. Nu. Ședința de Consiliu este una, registratura este alta. Totodată, edilul șef a precizat că se va ține cont de aceste semnături și de această petiție se va face chiar o comisie, iar lucrurile se vor analiza. Un demers cetățenesc care este prevăzut în toate reglementările noastre. Rezultatul acestui demers este dosarele de semnături pe care dumneavoastră le-au adus și solicitarea mea a fost să le scrie la registratură. Este și pe legea transparenței decizionale un demers care trebuie luat în seamă și funcție de acest demers hotărârile noastre vor fi ca atare, propunerile pe care le-am vor fi ca atare și hotărârea Consiliului Local va fi cea care va fi. Această petiție va face să respingeți Nu o resping. Eu ideile în general nu le resping. Ele trebuie însă analizate și nuanțate, pentru că atunci când cineva și face un astfel de demers, trebuie să vedem rezultatul demersului și în ce măsură o hotărâre pe care am considerat la un moment dat foarte bună poate fi identică sau poate fi nuanțată în funcție de opțiunile care au apărut în anumit moment. După cum am spus și la ședința de Consiliul Local din ianuarie, am lăsat-o în analiză, în dezbatere publică, este și acesta un rezultat al dezbaterii publice. În funcție de rezultatele pe care le avem, pentru care este un semnal, sunt și alte semnale, în funcție de aceste semnale vom discuta în Consiliul Local în ce măsură mergem pe aceeași formulă, în ce măsură mergem pe altă formulă de ordine de grei sau în ce măsură renunțăm la această discuție. Ceea ce vreau să vă spun este că din momentul în care începem o acțiune de acest gen, până în momentul în care ea chiar se întâmplă, vor dura cel puțin 6 luni de zile. Aceasta este procedura, pentru că e o hotărâre de consiliu, este o negociere, este discutată în Consiliul Interministerial la nivel de București, sunt secretar de stat în acest Consiliu Interministerial. După ce se aprobă, urmează negocierea propriu-zisă cu ratele, dobânzi și toate celelalte. Deci nu este o chestiune care se întâmplă în lumea, crede că mergem pe la bancă, mergem astăzi și luăm acolo cu noi. Nu. Este o procedură foarte lungă, care durează și care nu va fi, în orice caz, cum spunea dumneavoastră, valabilă în acest, nu va putea fi aplicabilă până în Nu în ultimul rând, primarul Aurel Simionescu a susținut că la proiectul care vizează creditul necesar pentru implementarea proiectelor europene se va ține cont de toate opiniile, astfel încât să fie luată cea mai bună decizie. Inspectoratul de Poliție Județean Brăila va primi anul acesta de la Consiliul Județean dotări în valoare de 150.000 de lei noi. Vorbim de echipamente și bunuri pentru realizarea activităților specifice inspectoratului, respectiv calculatoare, laptopuri imprimante, scanere, router wireless, bormașine și un sistem control acces și supraveghere camere tehnice IT. Totul în baza unui protocol încheiat între Poliție și Consiliul Județean Brăila. Echipamentele vor fi achiziționate și înregistrate în evidența contabilă a Consiliului Județean și transmise în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean Brăila pe o durată de utilizare de 4 ani. În această dimineață, consilierii județeni și-au dat girul în unanimitate pentru ca Inspectoratul de Poliție Județean Brăila să primească dotări IT în valoare de 150.000 de lei noi pentru buna desfășurare a activității. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Buneastancu, a declarat că va face tot ce-i stă în putință pentru ca poliția să aibă cele necesare. Este o listă care au dorit-o dumneavoastră, este în general orientată înspre IT, da? Și eu cred că nu este necesară pentru a-și moderniza activitatea acolo. În fiecare an am făcut acest lucru, indiferent cine a fost comandant, noi nu dăm echipamente pentru comandant, dar le dăm pentru inspectorat și, într-un fel, cu mici excepții, eu zic că avem ceva liniște la Brăila în comparație cu ceea ce vedem cel puțin la televizor. Să ne dea Dumnezeu să fie din ce în ce mai bine, iar noi să contribuim cu ce putem la bunul mers al activității dumneavoastră.
Lista cu echipamentele necesare, calculatoare, laptopuri, imprimante, scanner, router, bormașini și sistem de control, acces și supraveghere, camere tehnice, a fost întocmită de Inspectoratul de Poliție Județean Brăila. Consiliul Județean va cumpăra cele necesare și le va acorda în baza unui proces verbal de predare-primire poliției pentru următorii 4 ani. Directorul firmei de transport public de călători trebuie să fie mai atent cu ceea ce se întâmplă în firma pe care o conduce. Acesta a fost mesajul transmis astăzi în cadrul ședinței lunare de Consiliul Local Municipal de către primarul Aurel Simionescu. Braicar a cumpărat 10 autobuze nepoluante pentru că majoritatea mașinilor au ajuns la limita admisă în ceea ce privește vechimea, iar primăria a demarat procedura de achiziție pentru încă 10. Numai că, stupoare, la licitație s-a prezentat o singură firmă, care însă nu a întrunit condițiile, astfel încât licitația se va reorganiza. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliul Local Municipal de astăzi s-a aflat o informare privind gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai Serviciului de Transport Public Local de Călători prestat de SC Braicare SA și a indicatorilor de performanță raportați conform Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 79/2008 pentru anul 2011, precum și gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai Serviciului de Transport Public Local de Călători prestat de operatorii de trasee secundare pe anul 2011, ocazie cu care primarul Aurel Simionescu a ținut să facă câteva precizări. Am solicitarea la reprezentanții noștri în adunarea generală a acționarilor să acționeze asupra Consiliului de Administrație, să-l pună la treabă mai bine, să analizeze activitatea mult mai des de la SC Braicar, să ducă la îndeplinire în luna martie, sau cel puțin să înceapă să ducă la îndeplinire prevederile ordonanței privind conducerea corporatistă și să așezăm lucrurile pe făgașul normal al acestor prevederi legislative. Și de asemenea solicit conducerii executive a SC Braicar să privească cu mai multă seriozitate aspectele legate de activitatea curentă, de activitatea firmei, pentru că este o societate comercială, ea este proprietatea Consiliului Local, dar este o societate comercială și tot ceea ce ține de activitatea curentă a societății trebuie să fie în sarcina conducerii executive și a Consiliului de Administrație. Am luat niște măsuri, vom mai lua niște măsuri în continuare. Cu părere de rău, vreau să vă spun că la licitația pentru autobuze a venit o singură firmă care nici n-a îndeplinit condițiile respective. O să reluăm. Dar trebuie să fie o preocupare mai mare din partea tuturor celor care fie sunt numiți, fie au fost implicați prin hotărârea Consiliului Local în această activitate. Transportul public de călători este o cerință a oricărei așezări, a oricărei comunități și trebuie să o ducem la îndeplinire astfel încât cetățenii, pe de o parte, să fie mulțumiți, ei sunt primii, dar și salariații, cei care prestează acest serviciu și care trebuie să aibă condiții normale, condiții decente de muncă. Deci, încă o dată, eu solicit și conducerii executive, în primul rând, Consiliului de Administrație și reprezentanților noștri în adunarea generală a acționarilor să fie mai aplicați asupra ceea ce se întâmplă în societate, astfel încât ea să-și îndeplinească rolul pe care îl are de serviciu public în sprijinul comunității. Vă reamintim că începând cu 1 martie 2012 se modifică traseele operatorilor privați de transport în comun, astfel încât aceștia să nu se suprapună prea mult cu traseele celor de la Braicar. Schimbări în componența Consiliului Județean și al Consiliului Local Municipal. Teodor Haret de la PC va fi noul conservator județean în locul Elenei Pop, în timp ce în cadrul Consiliului Local Municipal, Viorel Cotiga de la PSD este în locul lui Stancu Dinișoaie. Jurămintele noilor consilieri au avut loc astăzi în cele 2 ședințe. După ce consilierul județean Elena Gabriela Pop de la Partidul Conservator a demisionat, locul său a fost luat astăzi de Teodor Haret. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin în conformitate cu prevederile articolului 89, aliniatul 3 și 4 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,
Comisia de validare a Consiliului Județean Brăila s-a întrunit în ședința de lucru la data de 27 februarie 2012. Comisia a luat cunoștință de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Pop Elena Gabriela, prin demisie, precum și faptul că locul deținut de aceasta a fost declarat vacant prin hotărârea Consiliului Județean Brăila. Comisia de validare constată că următorul membru supleant pe lista de candidați la alegerile din 1 iunie 2008 a Partidului Conservator, filiala județeană Brăila, este domnul Haret Teodor, motivat de faptul că primul supleant, domnul Ioan Mircea, a decedat, așa cum reiese din adresa numărul 2, din 9 februarie 2012, înregistrată la Consiliul Județean sub numărul 1403, din 9 februarie 2012. Verificăm procesul verbal al Biroului Electoral de Circumscripție și celelalte materiale aflate la dosar și examinăm legalitatea alegerii domnului Haret Teodor. Comisia de validare constată că alegerea acestuia nu s-a făcut prin fraudă electorală sau prin încălcarea condițiilor de eligibilitate. Noul consilier a depus jurământul în fața membrilor Consiliului Județean. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brăila. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur, așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă rog să semnați. Și în cadrul Consiliului Local Municipal a avut loc tot astăzi o schimbare. După decesul consilierului local municipal PSD Stancu Dinișoaie, pentru care primarul a propus un moment de reculegere, membrii Consiliului au asistat la jurământul noului consilier Viorel Cotigă. Unul dintre colegii noștri, domnul consilier Dinișoaie, care a decedat, eu vă propun să ținem un moment de reculegere pentru dumneavoastră. Subsemnatul Cotigă Viorel, consilier în cadrul Consiliului Local Municipal Brăila, județul Brăila, în conformitate cu prevederile articolului 32 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, și articolului 7 aliniatul 1 din Legea numărul 393/2004, privind statutul aleșilor locali, depun în fața Consiliului Local Municipal Brăila următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Brăila, așa să ne ajute Dumnezeu. 29 februarie 2012. Persoanele care primesc indemnizații de șomaj conform legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă pot beneficia în cazul în care se angajează pentru program normal de lucru la cerere din bugetul asigurărilor pentru șomaj de câteva măsuri de stimulare, respectiv completarea veniturilor salariale, stimularea mobilității forței de muncă sau prime de încadrare pentru absolvenți. Amănunte în materialul următor. Conform prevederilor legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de o serie de măsuri de stimulare în vederea angajării. Astfel, persoanele cărora li s-a stabilit indemnizație de șomaj ca persoane provenite din muncă pot beneficia de completarea veniturilor salariale ce se acordă de la data angajării până la data când ar fi trebuit să le expire acordarea indemnizației de șomaj. Această măsură de completare a veniturilor salariale se stabilește în cuantum de 30% din valoarea indemnizației de șomaj ce s-a stabilit persoanei respective. Pentru a beneficia de această completare de venit, persoana trebuie să se angajeze cu program normal de lucru pe o perioadă mai mare de 12 luni la un angajator cu care nu a avut raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani de zile, iar solicitarea acestei completări să fie realizată în termen de 60 de zile de la data angajării. O altă primă de care pot beneficia atât șomerii indemnizați cât și absolvenții indemnizați
Sunt primele de instalare și primele de încadrare. Primele de instalare se pot acorda șomerilor indemnizați care se încadrează la o într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu și ca urmare a acestui fapt își schimbă localitatea de domiciliu și constă în de 7 ori valoarea indicatorului social de referință. Indicatorul social de referință în vigoare la această dată este de 500 de RON. De primă de încadrare pot beneficia șomerii indemnizați care se încadrează la 50 de kilometri de localitate de domiciliu. Ca urmare a acestui fapt, nu își schimbă localitatea domiciliu stabil și pot beneficia de 2 ori valoarea indicatorului social de referință. De asemenea, încadrarea se va realiza pe o perioadă mai mare de 12 luni cu program normal de lucru, iar aceeași condiție ca în ultimii 2 ani să nu fie avut raporturi de muncă sau de serviciu cu acel angajator. Aceste prime se restituie integral de către angajat dacă într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui. Din anul 2006, pentru absolvenți în sistemul legislativ s-a prevăzut o serie de prime de încadrare adresate tocmai acestora. Aceste prime constau în valoarea indicatorului social de referință și se acordă absolvenților care sunt înregistrați în evidențele agenției și se încadrează în muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni cu program normal de lucru, iar o altă primă adresată absolvenților, respectiv absolvenților cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizația de șomaj, constă într-o sumă egală cu indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, bineînțeles, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acești absolvenți pot solicita acest drept în termen de 60 de zile după ce expiră cele 12 luni de la data angajării. Nu beneficiază de drepturi prevăzute anterior absolvenții care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu, absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, absolvenții care la data solicitării dreptului urmează o formă de învățământ, absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația potrivit legii de a-i încadra muncă sau absolvenții pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată la data încadrării în muncă conform legii, pe o perioadă de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează. Transparență, integritate și organizare, acestea au fost cuvintele de ordine pe care ministrul Administrației și Internelor, Gabriel Berca, le-a transmis prefecților la ședința dedicată raportului de activitate al instituției pe anul 2011 de aseară. Pe lângă o analiză sumară a situației ministerului în anul care s-a încheiat, acesta a vorbit mai mult de măsurile ce trebuie luate anul acesta pentru optimizarea activității. În cadrul videoconferinței de aseară de la prefectură, ministrul Gabriel Berca le-a explicat prefecților și reprezentanților Ministerului Administrației și Internelor care sunt coordonatele pentru anul 2012, nu înainte de a le spune că înțelege eforturile și problemele cu care s-au confruntat în anul 2011. 2011, procesul de restructurare a avut drept scop nu doar încadrarea în rigorile bugetare, ci și eficientizarea Ministerului și a structurilor subordonate. Și când spun eficientizare, mă vedeți la eforturile de transparentizare a activității Ministerului. Aș vrea să mă refer la câteva chestiuni la care țin foarte mult. Sunt aspecte care țin de activitatea noastră de zi cu zi și pe care trebuie să le punem în aplicare. Domnule prim-ministru, în programul de guvernare am stabilit că avem nevoie de transparență și de integritate. Primul lucru pe care l-am făcut atunci când am venit în minister a fost să cer colegilor mei, să spun colegilor mei și nu subordonaților mei, pentru că îmi doresc să am o echipă în minister, le-am spus că avem nevoie ca toate cheltuielile din minister să fie puse pe site. Ca fiecare cetățean să aibă posibilitatea să vadă ce se întâmplă cu banul public. Acest lucru se va întâmpla
și în plan local. Și pe această cale îi rog pe colegii din țară, care se află acum într-un sistem de videoconferință, care este mult mai eficient și duce la mult mai puține costuri de deplasare, îi rog pe această cale pe colegii din teritoriu să facă același lucru la nivelul fiecărei unități în parte. Știți foarte bine că anul 2012 este un an esențial pentru stabilitatea economică a României. Știm cu toții că avem nevoie de resurse la buget. Știm că avem nevoie de cheltuirea corectă a banului public. Și din acest punct de vedere, vă informez, domnule prim-ministru și stimați colegi, chiar aseară am semnat împreună cu Ministerul Public un protocol de activitate în teritoriu. Avem nevoie în teritoriu de mai multă aplicare cu privire la modul în care se cheltuiește banul public, inclusiv de către autoritatea locală respectivă. Știm foarte bine că acolo sunt marile probleme ale României și ele uneori sunt nevăzute. Ori din acest punct de vedere, poliția locală, poliția județeană, împreună cu Ministerul Public, trebuie să colaboreze și să creeze acel tandem esențial în lupta anticorupție. Mandatul meu are un obiectiv fundamental în continuare, lupta anticorupție. La videoconferință au fost invitați și au vorbit și alți reprezentanți ai noului guvern și a instituțiilor cu care Ministerul Administrației și Internelor a colaborat în anul trecut. Doamnelor, domnilor, punem punct aici știrilor Mega TV. Până mâine, o zi excelentă!